Salut, sunt Hidden și înainte de video vreau să arăt canalul Bit IT Corporation, un canal care te va ține la curent cu tehnologia. Are de abia 27 de abonați acum, dar totuși are foarte multe videoclipuri interesante, de la review-uri, la știri, la tutoriale interesante, cum ar fi să-ți faci propriul tău blog. Eu zic că este un canal destul de șmecher și dacă vreți să intrați pe canalul lui, să vedeți foarte multe știri despre tehnologie și multe altele, puteți da click pe linkul de apare acum pe ecran și dacă sunteți pe telefon, dați click pe linkul din descriere care vă trimite la canalul lui. Eu sunt Hidden și ne vedem la video. Ciao! Salutare pe tine, sunt Hidden și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom juca Naruto Ultimate Ninja Storm 4, adică în sfârșit am nimerit numele acestui joc. L-am luat la reducere de pe GDA și este foarte, foarte șmecher. L-am jucat puțin povestea și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și aș vrea să încep o serie cu el. Dacă vreți să continui seria, scrieți în comentarii, de exemplu, că vreți să continui seria sau dacă nu vreți să continui seria, scrieți că nu vreți, ca să știu dacă să fac un episod nou sau nu. Haideți să începem povestea. Da, am dat back când am intrat aici pentru că mi-am șters salvarea, am făcut una nouă. Am jucat doar prima luptă și chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult. O să dureze ceva cutscene-ul ăsta. Sper totuși să nu-mi iau copyright strike. Behold, pentru că știți, anime și de obicei anime-urile și au copyright strike. Within it is recounted an as yet unfinished tale. If thy heart be drawn to its contents, take up the scroll and unfurl its aged parchment. Ia, deci trebuie să apăs pe ăsta. I see thou art keen to know more. Asta e Hashirama și ăla e Madara, hai că-i știu. Ăla cu chitara e Madara, celălalt e Hashirama cu pergamentul ăsta în spate. Hashirama era primul Hokage, așa. The story of a never-ending chain of battles. Haide să începem. Otsutsuki ăștia sunt cei care au inventat lumea ninja-ului. Au inventat ninjutsu sau nu știu. Amidst this strife, two warriors faced one another and continued their fight. Hidden. Summoning jutsu. Mi se pare cunoscută vulpea aia? Ah, n-am o reacție. Cred că trebuie să pus un pic mai repede. Pe el, mă, pe el! Al dracu la chitara lui. Destroy, hai că-l distrugem, nu e foarte greu să-l distrugem. Aaaa, pot să becerc în continuu. Să mă rog pe B. Că e controller de Xbox. Ia stai, trebuie să fac un jutsu. Oh. Ah,
Stai că eu mi-am luat-o. A fost pe cer și fac un jiu-tsu. Nu te văd cum o nene, mă. Opa, s-a activat ăsta. S-a nou, opa, nu, sar, sar. Nu, no, m-am murat direct în ultima ta lezreală. Au. Bă, stai mă că dau pe lângă el. Dau pe lângă el. Oh, mi-a blocat jutsu. Nu stai. Shuriken! A, nu! A, lasă-mă în pace. Stai mă, vulpe acolo. Nu te băga în treburile noastre. Băi, dar e nebun rău ăsta. Wow! Stai, mă încarc chakra. Așa. A, nu vreau să fac shuriken ăsta. Ba, fix în foc m-am băgat, deși e tro. Nu prea amuzant shuriken. Bă, da, e bun ăsta. E bun Madara. Ultima tele-s real. Hai că am luat, am furat săbile. Dar mă lasă. Mamă, zici că sunt alea din Star Wars. Tu puteam așa se aud. Lightsaber-urile sau cum se numesc. L-am spart, gata. Pă naiba, l-am spart. Aaaa, spam B! Hai mă! Nu lăsa să încarci chakra. Nu! Trebuie să evit astea, a, nu, a, așa. Hai că l-am spart. Și ești un hit combo. Ah, să nu spui că se pune pe vulpe. Aoleo. Până aici n-am ajuns. Deci, chestia a reușit să ia bomba aia, what the fuck? Mamă! De ce ai făcut mânele, mă? O vulpe în armură. Te miră și ăsta. Mamă. Ce gură avea ăsta, Hashirama. Deci trebuie să bat vulpea. Cum a? Mamă. Am zis că e șmecher jocul. Mă. Pe al meu e decât un căcat de lemn. Și ăsta e o vulpe cu 9 coși și o armură. Păi n-ar trebui să am nicio șansă. Și cu o sabie. Shirama.
Oh! Ah! Hai că am scăpat de bomba aia. Dar m-a prins asta. Bă, dar câte bombe de-alea dă? Tot vrea să scape de mine, nu-i așa? Opa! 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 Ia! BAM! Mi-am spart fața. Hai mă, vulpe! Te crești, mechira? BOOM! Pum! E poc! Bă, dar se enervează vulpea asta! Prea tare! A, de ce mă pune să apăs pe B? Aaaa, știu de ce. Dar degeaba. A, n-am avut timp. Trebuia să-l distrug. Hai, că data viitoare să-l distrug. O, e o sabie. Hai că-l bat, îl bat, hai! Opa! O să-i văd cum o nene, mă, avem și noi valoarea acum. Bă, s-a enervat vulpea. Pom! A evitat! L-am... spart! Cred că l-am bătut acum. Ia uite, frate! Aaa, dar nu pot mai repede! Iată, oh! Hai mă că te-ai distrus! Nu mai ai nicio șansă! Poc! Uite ce față are! Te-ai enervat, a? Wow! Cât de mare e chestia asta. Dar cum poate un om să le facă? Ce naiba? Trebuie să spamez! Cred că eu câștig, că na. Și papa. Gata, mă, te-ai dus. Sau poate că nu. Nu l-am bătut. The battle will never end.
But still the ninja keep up the fight. Hai să vedem, mai facem o bătălie sau mâncați niște bătălie și după aceea terminăm. Am luat A, mă, la asta. Dacă sunt mai bun. Ia, deci... Hai să vedem, deci... A, e un minut, asta e un cutscene. Deci mai facem un cutscene ăsta și mai facem cu unul. Hai să vedem ce constă și în cutscene ăsta. But the cycle of battle never ended. And as the violence of the ninja world continued to grow more severe, two shadows walked down a path. What will they find? And what new path will it I am preview mode. In the next chapter, two unparalleled warriors. The world is going to end here. Okay. Oh, două drumuri. Să luăm pe ăsta sau să luăm pe ăsta? Ah, se Sasuke, Sasuke, se Naruto. Dăm pe Naruto. Land of Fire, Hidden Leaf Village. Here lives a boy who dreams of becoming the village leader, the Hokage. That boy's name is Naruto Uzumaki. In his body dwell the nine-tailed fox, the mighty-tailed beast that once attacked the village. Chestia a ajuns în asta. Adică da, știu că a fost un seal de la. Dar n-are sens. However, there was trouble brewing in the ninja world. An organization known as the Akatsuki had set out to collect the nine-tailed beasts, including the nine tails, and declared war on the ninja world, releasing the flames of a massive conflict. Once they were ignited, the flames continued to burn on and on. But Naruto Uzumaki just kept staring straight ahead. Having forged new bonds, he kept his eyes fixed on the future and let loose a roar. Și hai, mai facem pe cineva? That roar grew stronger and spread. And as if they were echoes, his many allies leapt into action. Naruto! All for his sake, as he keeps on fighting. Și-și mechir la povestea asta. Că sunt unele faze care nu au ajuns în anime. Doar din carte, din manga. Gine, va ajunge chiar până la finalul serii. The ghetto statue here. Don't tell me he's ready to begin. Now, time for chaos. The roars from the splitting earth herald the end. As this battle to save the ninja world enters its final stage. The ultimate death match begins. Trebuie să spar pe ăla net de greu. Pe ăla cu mască. Spoiler alert, o să-i dau masca jos. A future or any famous hero. When this reality ends, all that will remain is a single endless dream. I had a dad, a mom, an old man sage. Kids look up to heroes. So I'm gonna keep charging ahead without losing my way. I'm gonna become the best Hokage there's ever been. That's my dream, you idiot! Hai pe el.
De ce e arma salva asta? Mamă, deja fac Rasen Shuriken ăla doar apăsând pe cerc. Bă. Frate de... A de slabe la împrizitori. Îmi place că Kakashi ăla vorbește acolo, dar vorbește și Naruto în același timp și nu se înțelege nimic. Ah, te-ai prins Kakashi, cine e ăsta? Whatever you got up your sleeve, it doesn't scare me. All your power is borrowed, after all. I knew it. Ah! Send Shuriken, boom! Da, e ca n-am spart. Pop. Pup. N-am avut nevoie nici Kakashi, nici de... Gaia, sau cum îl chem. Gaia, da. Shadow clone. It's your limit, Kakashi. Tail piece bomb. You're too late. You're wasting your time. What? Impossible. Hoppa. Where to run now, Toby? I get it. My attack isn't what erased that shadow clone. It was Kamui. Damn, Kakashi. He figured out that we're connected to the same space. Ah, te-ai prins tu. Kakashi e scopocitar, da. Who are you? O să-mi cer păreri când eu fac videoclip. E, lasă că îi spun părerea după. Și așa cum o să termin episodul. Oh, vai, nu știam. E Obit... Asta e, spoiler alert câteva secunde înainte. You're... Obito. Și l-a prins pe Obito. Așa, deci... cred că s-a terminat episodul aici. Acum să vedem doar cum o să continue povestea. O singură chestie, deci nu știu dacă să continui povestea cu balul Naruto de aici sau să fac al lui Sasuke și gen să fac una de asta, una de asta, știi? Dar nu știu. O să vedem totuși mai încolo când o să continui seria. Deci dacă vreți să continui cu această serie, scrieți în comentarii și apăsați pe butonul de like dacă v-a plăcut. Dacă nu ți-a plăcut, știu unde e butonul de dislike deja. Și dacă vrei să-ți parte de armata ascunsă, nu uita să apeși pe butonul de subscribe. Sper că ți-a plăcut acest episod mai special. Eu sunt Hidden și îți urez o zi bună. Ciao!